Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT. Sunt Cristi Dorombach. Continuă să iasă la suprafață noi locuri unde datele noastre de pe Facebook, pe care le-am transmis cu bună știință, au fost stocate în clar și toată lumea le-a putut accesa. De data aceasta, jurnaliștii de la Bloomberg au descoperit servere hostate pe Amazon, care conțineau numai puțin de 165 de giga de date ale utilizatorilor Facebook. Și acestea erau, pe lângă datele personale și ceva parole care nu se știe dacă erau ale rețelei sau altele, și conțineau și toată activitatea utilizatorilor de pe Facebook. Datele au fost colectate de dezvoltatorii de aplicații de pe Facebook atunci când acest lucru era permis, dar nu au fost stocate corespunzător. Acum, Facebook nu prea are cum să fie vinovat de acest lucru, dar utilizatorii care și-au dat datele erau informați chiar și la acel moment că vor comunica aceste date cu alți dezvoltatori. Facebook s-a adresat către Amazon, care a oprit serverele unde erau stocate peste 540 de milioane de înregistrări. Însă nu se știe câte persoane au fost afectate, adică câte au avut datele expuse. Invitațiile în grupurile de chat primite pe WhatsApp vor putea fi blocate de acum mai ușor. Administratorii rețelei au adăugat o nouă setare care permite respingerea automată a solicitărilor de acest tip. Dacă vreți să nu mai fiți adăugați în chaturi pe care nu le cunoașteți, puteți face aceste modificări din setări, unde puteți selecta să vă adauge doar contactele, toată lumea sau nimeni. Pe lângă aceasta, la fel ca pe Telegram, ceilalți utilizatori din acele chaturi nu vor mai putea vedea numărul dumneavoastră de telefon al altor utilizatori care nu sunt în agenda telefonică. Măsura restricționării invitațiilor pentru aderarea la grupurile de discuții are și rolul de a controla răspândirea campaniilor de propagandă și fake news pe WhatsApp. Oppo este al doilea producător chinezesc de telefoane pentru piața chineză după Huawei, deci este un brand, pe lângă ieftin, pe atât de căutat de pasionații de telefoane. Și pentru aceasta, multe informații despre telefoanele lor ajung să se scurgă în presă sau pe internet înainte de lansările oficiale. Iar aceasta a făcut compania să amenințe angajații sau partenerilor cu amenzi de 75.000 de dolari, dacă mai scapă detalii în presă înaintea lansărilor oficiale. Și au dreptate, pentru că următorul lor telefon, care va fi lansat, Oppo Reno, are specificații de top, procesorul Snapdragon 855, ultimul de pe piață, 8 GB de RAM și 256 de GB stocare, dar și o cameră foto cu zoom hibrid de 10X, la fel ca cea de pe Huawei P30 Pro, iar camera frontală va ieși din ecran. Și chiar dacă lansarea va avea loc curând, pe 10 aprilie, asta nu înseamnă că rivalii Oppo nu vor avea timp să vină cu replici. În lume se lansează acum minim un model nou de telefon pe zi. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.